Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Hai, salut băieții, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 Online. Suntem aici împreună cu prietenul meu, Spiridușul Verde, și eu sunt Spiridușul Albastru. El mă ghidează și astăzi, băieți, s-a lansat marele update din GTA. Cred că ați văzut deja la Sălbatic cu episodul în care i-am cumpărat cadou. I-am făcut cadou noul avion și astăzi o să ne cumpărăm un submarin și o să-l tunez full, o să-l fac exact cum vrem noi. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like chiar acum, pentru că iarăși investim o groază de bani. Avion? Ce? Cine mai începe episodul pe avion? Zic, cine mai are skill-ul ăsta să... Ia uitați-vă și voi, electricul pilotează și eu stau aici și n-am nicio treabă, ia uite. Sălbaticule, ce zici tu? Ce zici de tine? Că tu ai skill-ul ăsta de pilot de avion sau cum, că nu înțelegi. Așa, da, da. Băieții, haideți să intrăm. Amice, îmi permis să mă arunc și eu jos, că vreau să fiu mai liniștit. Deci, în acest update, ca să vă prezentăm situația, avem în felul următor. Mașini ce s-au adăugat la Sanhedrin și la ăștia nimic. Dar s-a adăugat un avion, niște mașinuțe pe care probabil o să le luăm în episoadele viitoare. Sau poate luăm și astăzi o mașinuță. Sau poate deloc, da. Dar acest submarin care costă Cosatka, așa se numește submarinul, amice. Hai să-l tunăm. Ăsta este cu costă 2.200.000 din start. Păi și unde îl găsim? La Warstruck. Da, trebuie să vorbești cu Miguelito înainte. Ăsta este submarinul. Bă, hai să-l facem niște culori. Ia să-l tunez eu. Bă, pot să-l fac în steagul Poloniei. Nu știu unde e Miguelito. Îl fac negru. Știți că îmi place. Steagul României este pe aici, băieții. Grasule, vezi tu steagul României, nu e? Iar Portugalia, Franții... Ce? Unde e Miguelito? E la clubul ăla, House Club. Trebuie să intru în club? Da, trebuie să vorbești cu el. Bă, avem steagul Canadei, nu știu, bă, grasule, ce steag să pun? Pun al Europei. Bă, al Croației pot să-l pun, păi nu e al României. Nu, mă, că nu-mi plac. Nu al României, al Europei. Păi, da, uite, că poți, da, bravo, pun steagul Europei. Sonar Station. Îl punem. Grasule! Știi cât mă costă să-i pun radar de bărci, de nebunii? Radar! 1.200.000 în plus, ca opțiune. Doar atât? Wide Miles. Nu. Missiles. Ce e asta? Rachete, mă! Rachete. 1.900.000, mă! Ia să vedem, la workshop. Weapon workshop. Aici pot să-mi fac arme. Nu o să folosesc niciodată, dar bag. Și... Moon Pool Vehicle. Pot să-mi pun elicopter și pot să-mi pun și submarin. Mamă, cât de șmechere. Păi ai vreo idee pe unde ți-l dă grasul submarinul ăsta? Da. Grasule, știi care este nota de plată cu totuful? Da, mă omoră un idiot. Bă, ești cât prost e? Rău, bă. Nu te omoră, frate. Păi trebuie să-l fac iarăși, că mă scoasă din ăsta, bă. N-am văzut, bă, stai să-l fac iarăși. Dă-l în tine, nu te omorâi. Păi da, și acum trebuie să-l configurez iarăși, stai că-l fac imediat. Ești prost afară? Mie, bă, el de câte ori am făcut proiect. Grasule, cât crezi că mă costă totul? Nu știu. 9 milioane. O, că iahtul a fost mai scump. Să fie, păi da, dar la iaht. Gata, băieții, mi-am cumpărat submarin. Hai să mergem pe el. Unde? Băieții, vă invit. Păi ia să mă uit eu pe hartă să văd pe unde mi livrează ăștia. Păi încă nu mi livrară, cred că. Urcă, frate, hai. Hai să luăm ceva. Merge? A, și că este valabil. Bă, mă sună un rus. Întrerup foarte puțin acest video pentru a-i mulțumi sponsorului de astăzi, Boosteroid. Boosteroid este o platformă unde tu te poți juca jocurile tale preferate direct în browser, fără a fi nevoit să le mai descarci în PC-ul tău. Tot ceea ce trebuie este să ai o conexiune bună la internet, un PC, un laptop, o tabletă sau un smartphone, nu foarte performante, ci doar să le ai și să ai de asemenea și o conexiune bună la internet. Aici ai peste 50 de joculețe gratuite și 150 de jocuri pe care trebuie să le ai în librăria ta. Aici găsești jocuri precum FIFA 21, CSGO, Fortnite, GTA 5, Rocket League și o mulțime de super jocuri. Fall Guys, sunt o nebunie de jocuri aici. Intră chiar acum pe primul link de descriere și fă-și tu cont pe cea mai tare platformă de gaming în cloud. Dă click pe primul link de descriere și beneficiază de oferta de 4,16 euro lunar pentru abonamentul tău anual. Ne vedem pe Boosteroid. Ah, ci că este activ. Gata, băieții. Hai să mergem. Și unde a apărut pe hartă? Ia uite-l. A apărut aici. Amice, hai să luăm o barcă ceva. Unde? Amice, hai să ne vedem. Fii atent. E fix pe unde ești tu. Da, păi eu nu-l văd. O să-l vezi. Văd un bunker aici, dar al cui o fi? Nu, e mai în față. E fix pe unde ești tu. Unde? Amice, hai să luăm o dar barcă ceva. Dar nu mi-l arată, graznar.
Ce, mă? Nu mi-l arată. Ia, stai aici, amice. Ho, 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 ho. Hai să luăm buzzardul. Ia, ia, hai jos aici. Da, la mie nu mi-l arată, grasule. Ce? Ba, ți-l arată, mă, vinom cu a... Oh. Bă, nu știu, pe harta nu-l vedem, să știi. Securo serve. Da, zic, cred că trebuie să facem ăla și noi. Ia stai, mă, ia să vedem. Ia, bă, veniți aici, că luai buzzardul. Hai că vă invit în... Ia! Yeah. Bă, se catapultă! Da, bă! Da, bă, știu, așa se face. Hai că v-am invitat, prieteni. Gata, prieteni, ce gura. Hai să vedem dacă vi-l arată, dar trebuie să vi-l arate, păi n-are cum să vi-l arată. Acum da, acum îl arată. Ne, vedeți? Hai, urcați-vă. Hai, băieții, vă invit pe noul meu submarin. Toate dia. Da, e, da, e de la mare, mișto. Și știți care este cea mai șmecheră parte? Că poți să-l conduci. Da? Da. Că în episodul lecturiciului o să putem să mergem în noua mapă, că s-a adăugat o mini-mapă. Ia uite-l, mă, cum a ieșit! Da-te încolo! Bă, tu-l văzuși? Poți să aterizezi pe el? Da. Grasule, tu... Grasule... Bă, ești nebun? Zici că e deltaplan? Tu văzuși că el, când mă apropie de el, ieși la suprafață? Da, da. Da-te în cioaca mea. Gata, băieți. Suntem pe noul meu submarin. Mă. Pe asta sper că intră mai mult. Păi și cum intrăm în el? Cred că mai prin față. Ia să vedem. Păi apăsai F și se duce singur. A, se duce la elicopter, sorry. Explodează grasul elicopterul. Cred că aici e, bă. Aici e, ia vin țigua. Pe la codiță? Enter. Ia, vă... Enter. Vă apasă Enter. Da. Zici eu. Bă, nu e. Am intrat. Enter with friends. Hai să vedem. Mamă, băiețe, am... Și intrai în cosacta. Intră. Bă, dar îmi pare rău că nu pot să îl denumesc, că eu aș fi pus numele altcumva, Vasile, de exemplu. Sau Radu. Bă, ce s-a cineva cântă. Mamă, băieți, intrăm în premieră în submarin. Da, asta e grasul. Și vreau să facem challenge-ul cu el. Dar mă vezi tu pe mine? Da. A, deci voi mă vedeți doar pe mine acum. Da. A, păi înseamnă că din cauza asta, că eu sunt proprietarul. Și voi sunteți și aia mai sălați. E pe rusul ăsta. Păi cine putea, bă, cine putea să facă un submarin? Și să-l vândă pe Piața Neagră? Ia uite ăsta ce repară la el. Păi ce faci, mă? Păi mi-l dai deja stricat? Așa, așa se repară tot. La sovietici. Aude cât aburt are ăsta. Pavel! Pavel îl cheamă, că eu nu prea aud vine. Când ne spălat în urechi. Bă, ești nebun! Ia uite, mă, ce cheie franceză are, fii atent la el. Băieții, o să putem să ne plimbăm și cu submarinul mic. Știți că am un submarin mai mic, a plătit pe 2 milioane, da? Da, de la șmecher, cu mai multe locuri, e nebunie. Eu sunt capitan, băieți. Băieții, cam ăsta este submarinul. Bă, hai să mergem dintr-un capăt în altul și să vedem. Deci de aici intri. Aici este ieșirea. Ia, stai puțin. Aici în stânga ce avem? Ia, hai să mergem pe aici, că vreau să-l inspectăm. Să vedem cum arată. Bă, inspectează și pe asta, nu? Aici ce, mă? Ia uite, mă, dormitor, ești nebun? Haltere. Pe aici doarme ăla, rusul. Ia să vedem pe aici ce. Multe dormitoare. Ia uite, mă, bucătărie, băieții. Bă, dar unde te mai duci, mă? Mai jos, ia să vedem ce mai jos. Bă, eu mă uit în first person. Aici avem o ieșire, arată. Cred. Bă, dacă te butoane, câtele, așa o. Bă, eu, bă, mă pierdui, mă jur. Submarinul, bă. Ia uite grasule, na. La torpede, bă. Tu știi cât ai o de asta aici? A. Când noi trei de la un loc. Ia uite grasule. Ce am aici? Ia uite. Ia uite, bă, ce. Da, să n-apeși fâna, amice. Că luăm după. Bă, nici nu știu dacă pot. Ia hai să ne mai primăm pe aici. E submarin din ăsta de vânat monștri. Ia uite-l. Ia uite-l pe rus. Bă, la motoare, grasule. Uhu, cât am motorul. Mă. Aici e iarăși ieșirea. Deci stai așa, pe ce ieșire? Altă ieșire. Aici văd că mai avem o ușă. Da, cred că tot acolo duce. Bă, pe aici e doar de design, uite, că nu faci. Bă, aici poți iarăși să te lași în jos. Bă, noi ne pierdem pe el. Nu, bă, nu, pe aici ajungi tot aici. A, tot aici? Aici. Și văd că aici au de asta cu un scuba diving, da, ceva. Uite. Scuba diving tu, bă. Nu știu cum. Dar cred că e mai sus aia cu scuba diving-ul. Hai să mergem de aici. Înapoi. Noi pe unde am venit? Ia pe aici ce e? What? Iar ajuns pe la motoare. Aici e armamentul, cred că. Aici se face armele. Mamă, mă, dar chiar pila.
Băi, ești nebun. Mamă, cât de mari sunt. Da. Tu îți dai seama să tragi într-un oraș cu una de asta? Da, nu poți să tragi în oraș nici. Sau arunci așa de sus. Pa cum o arunci de sus? Că vorba vine, din avion, nu știu. Deci aici era iarăși vestiarul. Bă, da, frumos e, îmi place. Mi-i pace. Ia uite, mă! Câte paturi! Uite, mă! Ce paturi! Păi și cine dormea în ăsta 1 de 1.50 ca sălbaticul? Haideți, mici. Că nu putea să-și întindă picioarele. Dacă scoți și tu picioarele afară... Ce mă, ce mă bugui să născă? Și la fel. Hai pe aici. Da, deci, camera de control. Aici, hai și prin față iarăși. Ia să vedem nu, ce acolo mai aici. Nu, acolo nu mai ce să găsești. Ba da, ba da, ba da. A, uite mă aici, ia uite. Elicopterul aici, băieții. Dar e urât, nu-mi place. Dă... Bă, dacă îți bani, dădui pe el și are motor de drujbă. Dar nu văd insula aia privată, bă. N-o vezi? Păi stai mă puțin că ți-arăt eu pe unde trebuie să o facem. Dar hai să... Bienvenidos a Cayo Perico. Am găsit ce... Ceva aici? E? Aha. Ce? A, da bă, uite că asta e o scurtătură, gen. Ok. Ia, mă. Ia să vedem dacă pot să-l conduc. Că vreau să mă... Aici, da, cred că. Aici sunt niște deștia. Ia uite-l pe la ce se uită acolo. Aici îl conduc, mă. Bă, ești de bun? Ia, băieții, îmbarcați-vă. Porni motoarele. Da, nu știu dacă ți arată cum. Drive. Ba da, ba da, ba da, din exterior îl conduci. Da? Am văzut eu pe internet. Ia uite, băieții. Bă, dar știți că eu uitai elicopterul pe el? Deci fiți atenți, apasă pe space pentru torpile. Pe shift. Bă, nu apăsa space că ne omori. Trebuie să mă uit prin periscop să văd cum ne mișcăm. Pe shift, ci că merg bă, în sus. Că merge. Ci că pe E pot să folosesc și eu periscopul. E, ne mișcăm, de... Mamă, eu sunt de la rachete aici, băieți. Mă uit-o prin periscop, băieții. Mamă, dar greu mergem în casă așa. Bă, știți că e o problemă. Bă! Care te să mă? Eu, amice. băieții. Bă! Care-i dobitocul? Ce? Deci știi ce făcui? Pusă-i ținta pe elicopter, trăsei și nu știu de unde veni o rachetă și tăcu-n el! Și ne omorâși? Da. Păi nu, un elicopterul care era pe vas, gen. Băieții, dar de unde veni racheta? Bun. Bă, dar știți că trăsei cu Dita-i racheta în oraș? Văzui? Da. Bă, stați puțin da? Că mă înțepeni cu el cumva, și dar nu știu cum. Și că mă fuge, amice! N-are ce să mea. Ia stați puțin. Fast travel stand-up. Ia, stai așa, să-l conduc chiarăși. Păi nu, că mi-ar să-l conduc, dar se înțepeni la un moment, dar nu știu de ce. Ia stai frate, că trag din partea asta, la altă. Că mă dai submarinul. Trăgeam la iaht, trăgeam în el. Vreau să văd dacă bubuiește. Nu bubuie iahtul, mă. Vreau să mă plin cu el. Ia uite-l, bă, cât de mare e. Ce se aude? Băieții, știți că submarinul este cea mai puternică armă. Într-un război. Da. Pe bune? Era, bă. E. Că încă se mai folosesc submarine. Hai să mai încercăm o dată, se mai dăm o scufundare de ea puternică. Și că îmi zice că de cocoșan ți-a guet vise zaram viable while underwater, dar nu suntem underwater. Uite. Nu suntem, oare. Gata, bă, merge. Amice. Fii atent că mă lăsai cu el în jos. Păi da, dar noi nu vedem nimic, amice. Da-te încolo, cât de șme. Bă, dar nu există geamuri să ne uităm și noi? Băieții. Da. Sunt sub apă acum. Ia fii atent că îl ridic. Eu de ce schimb? Îl ridic. Ridică-te și pe asta, bă! Bă, cât de șmecher e. El se uită acolo, dar nu vede nimic pe ecranele ăștia de aici. Știi caracterul vorbesc. Mumu, băieții. Bine, nu e cine știe ce să-l conduci. Bă, da, merge repede, bă! Merge repede. Bă, dar pe mine încă mă ia poliția, cică. Și pe mine. Bă, eu trăsăi cu niște ăștia, dar... Dar nu știu unde sunt. Bă, da, ce mă plin cu ele, ești nebun? Bă, dar oare de unde tragi cu delea cu torpile? Bă, trăsăi cu ele! Cum, amice? Bă, care tragi? Nu trage nimeni. Ia, sub apă cu mine. Care a tras, mă? Trăsăi cu rachetă. Care trasă cu racheta? Eu. Da, bă, uite că trag și eu. Asta e iahtă. Da, nu e cine știe ce, hai că ies. Mă duc în iaht, prietene. Bă, dar de ce este... BUM! Gata, băieți, ia să vedem. Îl lăsăm aici sub apă. Știți că dacă ieșim acum, ieșim direct în apă. Deci ați văzut și voi submarinul? Na, amice, cine vrea să-l conducă?
Bă, tu de ce ai, bă, mască pe față? Nu știu de ce ai pus asta mască. Aici facem heisturile. Aici este periscopul, cred că. Ia, aici ce avem? Băieții, că după aceea vreau să vă scot la o plimbare cu submarinul mic. Amici, că de acolo tragi cu racheta, dar e te trage din asta de aici. A, nu merge, da, că ce că trasă unul. Aici, asta, asta merge. Care, amice? Sunt două ăștia. E asta. A, sunt două? Ia. Dă-te de aici. Bă, sunt două, ești nebun? Păi știi de ce nu mi-ar să... Ha. Tu nu merge. Nu, a? Ba, trebuie să merge. Ba, nu merge. Dar apăsași mai enter. Stai. Că mă pun iarăși? A, am 10 secunde mie. Păi da, stai. Că trebuie să eu, dar la nu trebuie să eu. Ia, merge. Enter. Ce zice? În stânga sus. Ci că sunt așa când sunt sub apă. Ridică și pe știu, păi submarinul. Dar nu ar trebui să fie. Păi sunt alea de deasupra, bă. Ia, mă, ia, cum îl ridic? Suntem sub apă cu el. Apasă enter. Așa. Ia, vină, mă, să te conduc. Și apasă pe shift. Îți ne-a păsat shift să-l ridici afară. Nu merge, amice. A, ba, na. Îți ne-a păsat shift să se ridice. L-ai ridicat? Da, amice, dar nu se întâmplă nimic, ești nebun. Ține, mă, shift. Da. A, ce fac? Shift sau space, rasule. Shift. Mamă, trebuie să-i. Ține, amice, în continuu. Ce, s-a ridicat? A. Ba, trebuie să ridice, mă. Mă, scrie acolo, dar ia, cum ies? Apasă pe F. F. Dă, amice, încoa, că nu te pricep la nimic. Poate am eu altceva băgat pe șef, nu știu, dar nu se ridică de pe șef. Nu știi tu să te joci, să vă adică de pe șef. Bă, amice, de ce ești nesimțit? Ia, dă-te, amice, că nu știi să-l ridici, nu știi să controlezi. Bă, da, parcă ar fi mare lucru, să conduci un submarin, mare lucru. Ia să vedem. Dacă țin pe șef și nu merge. Submarinul. Sub drive. Păi tu te duci, mă, drive. Normal că-i dă duie, ești nebun, că m-a arătat genul de submarin. Păi da. Wow. Bă, ești nebun pe ele, băi, nu știu. Așa, și uite, când apeși pe shift, nu vezi și tu că se ridică? Păi la mine nu se ridica, n-am auzit, ești urt. Ha, mă, hai. Bă, ce drept, nu se prea ridică, ce. Aaa, așa deci. M-am gălat să le rămăstrăm blocat sub apă, pe bune? Pe bune? Bă, gras, eu nu mai joc, pe bune. Eu nu pot, bă. Pornirea cumva autopilotul și nu vrea să se ridice. E, lasă așa. Și noi cum plecăm de aici? Hai să mergem la submarinul ăla. Ia vin țin cu-a. Nu pe aici, stați că am greșit. E mai greu până mă învăț cu el. Așa. Nu la scuba diving. Bă, ci că de aici apăra putem să ne băgăm la scuba diving, dar nu trebuie. Sub aici. Uite un elicopter. Lasă elicopterul, vin aici. Ia uite-l. Mo. Sălbatică nici nu vine. Băieții, cât de șmecher e submarinul ăsta. Cum mă bagă în el? Apasă pe F. Mamă, ești nebun? Kraken Avisa. Ăsta e de la, mă, de vezi că ăsta e de la, de a intra Scooby-Doo și era să-i prindă Krakenul. Da? Da, așa am jucat jocul ăla. Opa. Mamă. Bă, cât de șmecher e ăsta. Îți place, grasule? Dar mi-a reșit. Bă, dar e frumos ăsta, știi de ce? Că vezi tot în el. Ia uite-l. Bă, dar cât de mare e marinul ăsta. Ia, dacă scot eu la suprafață. Hai, nu-i, bă, iete că e în apă. Vezi? Da. Ia uite-l, mă. Bă, dar merge și repede, uite-l. Ia, pot să mă dau jos? Ia, dă-te da, jos. Da, nu-ți recomand. Pa. Cum intrăm ăsta înapoi? Păi și gen acum dacă vreau să intru iar în submarin, cum fac? Du-te pe sub el și încearcă să apeși ceva. Dar de ce ai vrea să intri iar în submarin? Întrebam doar. Uite, bă, un colac de salvare. Cât de mare și cât de frumușel. Frumușeață, bă. E mândreață, zău. E mândreață, da. Mândreață. Bă, mie nu prea îmi place submarinul ăsta, că e de la bătrânesc, așa. Bă, lasă-mă, bă, scuze-mă, domne, că nu-i de... Și ai și văzut un submarine de ultimă generație. Ce fac ăsta, mă? Nu știu, bă, dar sare și intră înapoi, dar nu știu cum sare și intră. Du-ne pe mal, grasule, du-ne pe mal. Gata, amice. La mal. Dar avionul ăla de unde-l iau? Ce avion? Să mergem pe insulă. De la aeroport. Și luăm, trebuie să vedem... Bă, oare dacă le dăm sub apă... Ia, stai, că mă uit acum. Asta e submarinul, sugimarinul.
San Andreas Fly School, nu. Mi se pare că trebuie să facem ceva, dar stai că ți explic după. What? Mi se băgă băieții? Bă, ce? O școală de frizeri? What the fuck? Hai să vedem. Frizeri nu ne mai făcuse în PGTA. Pe bune. Hai să mergem spre mare. Bă, dar ce merge ăsta? E șmecher, îmi place, îmi place. Bă, cam asta a fost submarinul, băieții. Nu zboară, bă! Bă, a fost mișto, dar... 1000 de metri, ești nebun? Cam atât și ca. Nu uitați să apăsați și voi butonașul de like. Acum încercăm să mergem la mal. Am cheltuit o groază de bani în episodul ăsta, dar nu este nicio problemă că ne dă sălbaticul și aurme. Iar... Vrei să rămâi pe aici? Păi rămasă, cred că. Mă, cum face? Nu știu, e bug, cred că. Ce noroc care. Îi place, îi place, uite la el. Bă, ce mi-aș dori să pot să-l închid așa o dată, repede. Băi, ții nu uitați să apăsați și voi butonașul de like. Noi sigur ne vedem data viitoare. Pa! Aha! Aha! Pa, băi!